Pentru astăzi ți-am pregătit o frază benefică pentru motivația ta. Și îmi doresc să îți vorbesc puțin despre subiectul motivație. Motivație. Am auzit undeva, cândva, nu mai știu sigur de la cine. Ceva de genul că e posibil să fi fost Wayne Dyer sau poate un alt mare vorbitor internațional. Tot ce contează este mesajul. Mesajul era așa că atunci când omul își pierde motivația de a mai trăi, încetează să mai trăiască. Atunci când cineva încetează să mai găsească ceva pentru care să trăiască, începe să moară. Avem nevoie de scopuri. Avem nevoie să continuăm, să continuăm, să continuăm să ne extindem, să continuăm să ne dezvoltăm, să continuăm să evoluăm. Pentru că în Univers nu există stat pe loc, linie simplă, linie dreaptă. În Univers există cicli. Mergem sus și mergem jos. Dacă nu mergem în sus, cu siguranță mergem în jos. Dar nimic, niciodată, nicăieri în Univers, nu stă pe loc. Așa că, dacă simți că ești cumva blocat în viața ta, că ești blocat într-o rutină, ești blocat în anumite aspecte ale vieții tale și nu găsești soluții sau ai încetat să-ți mai dorești chiar să găsești soluții de a mai schimba ceva, acest canal YouTube și acest videoclip ar putea fi ceva ce te-ar putea ajuta. Cu această intenție în minte, am creat acest canal și continui să postez clipuri pe acest canal cu intenția de a ajuta cât mai mulți dintre voi, cei care mă urmăriți și dintre cei care mă vor urmări vreodată, de a-i ajuta cu idei, cu acel mic imbold, mic impuls de a merge înainte, de a continua să continui, de a nu înceta să cauți o motivație, motivația ta de a fi. Și care este motivația ta de a fi? Și care sunt scopurile tale către care în fiecare zi ești cu un pas mai aproape, de care cu fiecare zi ești te apropii cu un pas mai mult și mai mult. Care sunt? Te invit să te gândești puțin asupra scopurilor tale, asupra scopurilor pe care poate le ai deja sau pe care poate nici măcar nu ți le-ai pus încă, asupra cărora nici măcar nu te-ai gândit. Ce ți-ar plăcea? Ce îți place să faci? Ce îți aduce bucurie? Ce îți aduce o stare de liniște și împlinire sufletească? Ce te face fericit? Gândește-te la aceste lucruri și te invit să citim împreună un mesaj ales în mod intuitiv,
adică la întâmplare, din cărticica de învățături zilnice creată de Rhonda Byrne. Este o carte din colecția Secretul, o colecție foarte, foarte cunoscută și foarte larg mediatizată și popularizată în lume. Dacă ar fi să ai un scop față de care în fiecare zi să te apropii mai mult și mai mult, care ar fi acela? Cartea s-a deschis la pagina 89. Tu nu ești una cu gândurile tale negative. Natura ta reală este bună. De aceea, ori de câte ori îți trece prin minte un gând negativ, spune-ți în sinea ta: aceste gânduri nu mi-aparțin. Nu sunt ale mele. Eu sunt bun și nu emit decât gânduri bune legate de mine și de cei din jur. Astfel, vei rosti adevărul. Se spune că adevărul ne face fericiți. Dar ce ne face mulțumiți? Pentru că este o diferență între fericit și mulțumit. Bob Proctor, unul dintre autorii de cărți de dezvoltare personală, de cărți și cursuri de dezvoltare personală, un autor care este prezent și în cartea Secretul și a devenit mult mai cunoscut în urma apariției sale în cartea și în filmul Secretul, Bob Proctor spune ceva de genul: atunci când iese pe scenă și vorbește oamenilor despre succes și despre dorința de a evolua, de a se dezvolta, de a deveni mai buni și de a face mai mult și de a avea mai mult, spune în felul următor: eu sunt mereu fericit, dar niciodată mulțumit. Pentru că este o diferență între a fi fericit și a fi mulțumit. A mă mulțumi cu ceea ce sunt, atât cât sunt, unde sunt și cum sunt. În momentul când mă mulțumesc cu ceea ce sunt, atât cât sunt și cum sunt, am încetat să merg în sus, să merg înainte și încep să merg în jos. Așa că ce îți dorești să faci? Îți dorești să evoluezi sau îți dorești să involuezi? Pentru că în permanență putem face și chiar facem ambele lucruri. Niciodată nu încetăm să ne mișcăm. Nimic în univers nu încetează vreodată să se miște, să se transforme. În ce îți dorești să te transformi? Te las cu această întrebare și îți mulțumesc din nou că mă urmărești, iar dacă clipurile mele te ajută, te invit să oferi un like și să împărtășești cu prietenii tăi, dacă îți dorești, apăsând butonul Share. Sunt Delia Pope și îți mulțumesc pentru prezența ta pe acest pământ, în această comunitate creată de mine prin intermediul clipurilor pe care le postez pe canalul meu. Mulțumesc!